Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Prea cucernice și iubite Părinte Lucian și dremăritor creștin. La finalul Sfintei Liturghii, astăzi, când s-a rostit rugăciunea Tatăl nostru, într-un cuget și într-o suflare, copilașii, mulți la număr, l-au depășit cu vocile lor și au strigat din tot sufletul lor către Dumnezeu, rostind împreună cu noi rugăciunea domnească. Și în timp ce au făcut acest lucru, am și zâmbit în sinea mea, gândindu-mă câtă bucurie are Dumnezeu în momentul respectiv. Câtă bucurie are Dumnezeu când un om se întoarce la El. Dar câtă bucurie are Dumnezeu atunci când acești copii nevinovați se roagă Lui din tot sufletul. Evanghelia de astăzi ne descoperă un om credincios de altfel, pentru că îl numește fiul al lui Avram. Fiul al lui Avram înseamnă că el cunoștea legea mozaică și dacă se socotea fiul al lui Avram, înseamnă că se străduia să împlinească și legea. Acest om însă a căzut din har datorită faptului că nedreptățea pe oameni. Și aceasta o făcea datorită faptului că avea o funcție publică și își putea permite acest lucru. Și a ajuns să fie urât de toți oamenii. Era mai marele vameșilor și devenise bogat datorită acestei funcții pe care i-a oferit-o orânduirea romană, cei care conduceau destinele lumii și care îi stăpâneau inclusiv pe evrei. Însă Dumnezeu, văzând inima acestui om, dincolo de răutățile, de păcatele lui, de nedreptățile pe care le făcea, i-a ieșit în întâmpinare. A venit către el. A venit la Ierihon, special, dacă vreți, ca să-l mântuiască pe el și toată casa lui. Este foarte importantă atitudinea lui Zaheu, iubiți credincioși. De aceea mi-au plăcut copiii atât de mult. În general, îmi sunt dragi copiii, dar cu atât mai mult atunci când sunt și cuminți. Și mai ales când se roagă lui Dumnezeu, că atunci devin îngerii lui. Deși era o persoană publică, Zaheu, mai marele vameșilor, și era un om bogat, cunoscut de toată lumea, se urcă într-un copac ca să-L vadă pe Iisus Hristos. Cum vi s-ar părea, dumneavoastră, să vedeți un om care are o funcție publică și să se urce în copac, ca să vadă pe cineva din curiozitate? Cu siguranță că vi s-ar părea straniu și ilar. Și ați socotit că omul respectiv și-a pierdut minții. Era un om bogat, cu siguranță era îmbrăcat ca atare, era stimat și cunoscut în societate, chiar dacă oamenii nu-l iubeau. Și totuși, atunci când a auzit că vine Domnul Hristos la Ierihon, datorită faptului că îl îmbulzeau mulțimile, acest om bogat, îmbrăcat bine, cunoscut de toată lumea, mic de statură, s-a urcat în copac ca să-L vadă pe Domnul Hristos. Mic de statură înseamnă sigur că mic la stat. Fizicul lui era scund, dar mic de statură însemna și ceea ce trăia acest om, viața lui plină de fără de lege și de păcat și nedreptate. Dar dincolo de aceste lucruri, iată că ceea ce moștenise de la strămoșii lui, credința în Dumnezeu, prin care el
era la rândul fiul al lui Avraam, l-a determinat să se urce în copac și să-L caute pe Mântuitorul Hristos. De asemenea, ca să înțelegeți că Hristos a venit special la Ierihon pentru Zaheu, este că l-a și văzut. Și nu numai că l-a văzut, i-a zis și pe nume. Zaheu, coboară-te de grabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân. Și a coborât Zaheu, plin de bucurie că l-a văzut Iisus Hristos, nu numai că l-a văzut urcat în copac, i-a văzut inima, i-a cunoscut numele, înseamnă că i-a cunoscut viața. Și l-a primit în casa lui. Iar în casă s-a întâmplat ceea ce știți, pentru că această Evanghelie o auziți adesea și la taina Sfântului Maslu. A îngenunchiat în fața lui Hristos și a spus, iată, jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Iubiți credincioși, această atitudine a lui Zaheu n-a rămas doar o vorbă. Această atitudine a lui Zaheu a devenit faptă. În casă au intrat cât au încăput oameni. Și în afară, toți oamenii au auzit acest cuvânt al lui Zaheu. Iată că a rămas și în Scriptură scris până astăzi. Cu siguranță că această atitudine a lui Zaheu a devenit și faptă. Și a împărțit averea la săraci și dacă a nedreptățit pe cineva, a întors împătrit. Vă dați seama cât era de bogat. Deci, pocăința lui a devenit faptă și Dumnezeu s-a minunat de el și i-a zis, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia pentru că și el este fiul lui Avraam. Din această pericopă evanghelică, iubiți credincioși, ar trebui să tragem patru învățături majore care să ne rămână la suflet fiecăruia dintre noi. Aș începe de la coadă la cap. În sensul că această frază a Mântuitorului Hristos astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia pentru că și el este fiul lui Avraam are logică dacă într-adevăr Zaheu era fiul lui Avraam. Adică un om credincios care cunoștea legea, care l-avea totuși pe Dumnezeu. Deci în ceea ce ne privește, calitatea de fii al lui Avraam o avem prin taina Sfântului Botez. Pentru că suntem creștini botezați în numele Sfintei Treimi. Este foarte important că această calitate a noastră de fii al lui Avraam să fie una reală, să nu fie una doar pe o foaie de hârtie, să nu fie doar o întâmplare din copilăria noastră, prin purtarea de grijă a părinților și a nașilor noștri. Botezul trebuie să devină o realitate care să lucreze în ființa noastră, toată viața noastră. Pentru că la botez noi primim toate darurile Duhului Sfânt care trebuie să lucreze în ființa noastră. Acest potențial duhovnicesc care ne este dat la taina Sfântului Botez trebuie să devină lucrător și noi să devenim cu adevărat fii al lui Dumnezeu. Dacă acest potențial pe care îl primim la taina Sfântului Botez nu îl punem în lucrare, suntem ca unul din Evanghelie despre care se spune că și-a îngropat talentul. Deci toate darurile lui Dumnezeu nu trebuie să fie îngropate. Trebuie să devină lucrătoare în ființa omului. Și ele să fie duse cât mai sus, la o desăvârșire cât mai înaltă. Deci este foarte important pentru începutul mântuirii noastre să fim creștini botezați. Dar botezul nostru și darurile care le-am primit la taina Sfântului Botez să fie o lucrare permanentă. Casa aceasta, despre care vorbește Evanghelia, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia.
trebuie să înțelegem și în ceea ce ne privește. În ceea ce îl privea pe Zaheu. Casa era soția și copilașii lui, probabil. Probabil că trăiau părinții, probabil că nu, nu știm. Casa lui, în orice caz, însemnau în primul rând rudenile după trup, cele mai apropiate. Și s-a făcut mântuire casei acesteia prin atitudinea lui Zaheu, a întregii case, nu numai a lui Zaheu, a întregii familii a lui Zaheu. De ce? Pentru că întreaga familie a lui Zaheu era într-o stare de păcat. Întreaga familie a lui Zaheu a beneficiat de câștigurile necuvenite pe care le făcea. Deci toată casa lui Zaheu era condamnată și de Dumnezeu și de oameni. Este foarte important să gândim la acest lucru și să medităm că faptele noastre rele influențează negativ toată familia noastră. În primul rând pe cei foarte, foarte de aproape, rudele noastre după sânge. În Scripturi se și vorbește despre blestem și despre binecuvântare, că merg până la al șaptelea sau la al nouălea neam. Și în trecut și în viitor. Vedeți ce importanță are cuvântul lui Mântuitorul Hristos din Evanghelia de astăzi, că s-a făcut mântuire casei acesteia, întregii casei lui Zaheu. Așadar, trebuie să luăm aminte și să ne dăm seama că noi moștenim de la înaintașii noștri și blestemul și păcatul. Și la rândul ne lăsăm urmașilor generațiilor după noi și blestemul și binecuvântarea. Trebuie să fim foarte atenți la viața pe care o ducem și ca să corectăm ceea ce n-a fost bine de la înaintașii noștri în ființa noastră și să lăsăm urmașilor de după noi o moștenire așa cum o vrea Dumnezeu. Noi trebuie să îi avem totdeauna minte pe înaintașii noștri și pe generațiile care vin de după noi. Unii părinți vorbesc foarte frumos despre ființa omenească care este zidită după chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu care este unul în ființă și întrăit în persoane. Și noi oamenii, creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, suntem o singură ființă omenească. Și atâtea persoane câte au fost și vor fi până la sfârșitul veacurilor. Părinții aceștia despre care vă spun și numesc neamul omenesc întreg Adamul. Adică o singură ființă, un singur om până la urmă, Adam, pe care Dumnezeu l-a zidit cel dintâi. Așadar, cuvântul Evangheliei de astăzi, că s-a făcut mântuire casei acesteia, are această logică, iubiți credincioși, această explicație, care ne interesează pe noi foarte direct. Și în ceea ce privește moștenirea, repet, binecuvântarea sau blestemul, și în ceea ce lăsăm la rândul ne moștenire, binecuvântare sau blestem. Astăzi s-a făcut mântuire. S-a făcut mântuire înseamnă că s-a lucrat mântuirea. Nu numai că s-a oferit din partea lui Dumnezeu această binecuvântare. Această mântuire s-a lucrat și vedem cum s-a lucrat. În genunchi, în fața Domnului Hristos, mărturisindu-ți păcatele și corectând nedreptățile pe care le-ai făcut. Deci nu este suficient, iubiți credincioși, în actul de pocăință să îngenunchem în fața duhovnicului, să ne mărturisim păcatele, să ne recunoaștem starea de păcat. Este important și să corectăm, așa cum a făcut-o Zaheu din Evanghelie. Și iată cum să corectăm. Vedeți cum zice el, iată, jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am îndreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Asta înseamnă toată averea lui. Deci, ce înseamnă să corectezi? Înseamnă să-ți întorci fața de la păcat
să devii altcineva, un alt om. Toată această avere, care nu este a noastră, încă o dată, este și o moștenire, dar este și adăugare permanentă. Este o avere păcătoasă, de care trebuie să scăpăm și la care trebuie împătrit să lucrăm ca să răscumpărăm vremea vieții pe care am petrecut-o în păcat. Împătrit, iubiți credincioși. Pentru că se vede că mai ușor facem păcatul și mai greu reușim să ne ridicăm din păcat. De 4 ori trebuie să depui efort, de 4 ori mai mult, ca să reușești, într-adevăr, să devii altcineva. Un om cu adevărat. Sau omul cel din tâi pe care l-a creat Dumnezeu. Acest cuvânt că s-a dat mântuire casei acestea, s-a făcut mântuire casei acestea, s-a făcut, înseamnă o acțiune, o lucrare. Înseamnă că noi trebuie să lucrăm la mântuirea noastră și a lucra la mântuirea noastră înseamnă ceea ce a făcut Zacheu. Împătrit trebuie să reconsiderăm viața noastră și să depunem efort la ridicarea sau la reclădirea, la rezidirea ființei noastre. Uitați-vă dumneavoastră cât de ușor a căzut Adam și Eva în păcat și cât de greu i-a răscumpărat Mântuitorul Hristos pe lemnul crucii cu prețul vieții. Vedeți? Cât de ușor au căzut oamenii în păcat și cât de greu au fost răscumpărați. Și al 4-lea lucru, iubiți credincioși, și acesta ultimul, este cuvântul astăzi. Astăzi este ziua noastră, este timpul pe care îl avem la dispoziție. Timpul trecut, iată cum putem să-l controlăm. Așa cum spuneam, corectând, luptându-ne să corectăm tot ce a fost în trecutul vieții noastre, dar foarte greu putem răscumpăra vremea. Trecutul este trecut, este o realitate pe care am parcurs-o și este foarte, foarte greu să mai facem ceva. Viitorul nu ne aparține. Nu știm ce se va întâmpla cu noi. Nu știm ce ne rezervă clipa care urmează. Tot ce este, este prezentul care este al nostru și care este un dar al lui Dumnezeu pentru a ne lucra mântuirea sufletului. Așadar, orice amânare în ceea ce privește viața duhovnicească poate să fie pieirea noastră. Pentru că nu cunoaștem ziua de mâine. La tinerețe zicem că avem timp la bătrânețe, să ne rugăm lui Dumnezeu și să ducem o viață cuvioasă, duhovnicească. La bătrânețe ajungem să spunem că e prea târziu și oricum la orice vârstă, tot amânând ne trezim că vine ceasul morții noastre și viața noastră s-a irosit, s-a risipit. Și nu știm dacă o să avem șansa a tâlharului de pe cruce să ne recunoaștem păcatul și să rostim rugăciunea pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta și să auzim cuvântul de mânghiere rostit de Mântuitorul nostru pe lemnul crucii, astăzi vei fi cu mine în rai. Astăzi, tot astăzi, vei fi cu mine în rai. Deci nici ieri, nici mâine. Așadar, cuvântul din Evanghelia de astăzi, să-l păstrăm la inimă și să lucrăm la mântuirea noastră astăzi și să avem conștiința, iubiți credincioși, că trebuie să răscumpărăm vremea și să renunțăm la ceea ce ne este nouă străin. Păcatul este un lucru străin ființii omenești. Este o eroare, iubiți credincioși, care s-a produs în raiul lui Dumnezeu. Păcatul săvârșit de către protopărinții noștri, Adam și Eva. O eroare. Nu ne aparține. Nu este firesc omului. Că omul a devenit nefiresc. A devenit nefiresc din cauza păcatului. Și spune noi
acest lucru. Când vedem un om păcătos, spunem că nu este om sau nu este firesc să se întâmple ceea ce face el. Deci trebuie să reconsiderăm viața noastră, să lucrăm la mântuirea noastră și să avem conștiința că suntem cei ce influențăm destinul omenirii. Cei care influențăm destinul omenirii prin faptele care le săvârșim. Dacă facem cele bune în bine, dacă facem cele rele în rău. Casa noastră trebuie să se extindă la întreaga făptură, la întreg neamul omenesc. Și să nu uităm că suntem creștini botezați în numele Sfintei Treimi și aceasta este o datorie sfântă de a deveni cu adevărat ceea ce am făgăduit la botez și ceea ce am primit ca dar la botez atunci după ce am fost cufundați în cristelniță și ieșim afară și înconjurăm cristelnița și Evanghelia și Sfânta Cruce și cântăm câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Amin. Mării de Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.